Bună ziua tuturor! Astăzi avem onoarea de a participa la lansarea unei cărți intitulată Coșnafire din istorie. Autorul acestei cărți îl cunoaște cu toții, este vorba de domnul Voinaru Dănuț, cetățean al comunei Coșna. Alături de noi, soția Butnăriței, autorii mai multor monografii, printre care și a comunei Coșna. Prezent la acest eveniment este și doamna Maria Făt, fost profesor și fost director al Școlii Gimnaziale din Coșna, doamna fost profesor și actual director al Școlii Gimnaziale din localitate, doamna Ofelia Alvinte, preotul paroh al comunei, domnul Claudiu Danilă, și părintele Mitruț, fiul comunei Coșna și cetățean de onoare a comunei, care știm că cu 2 ani în urmă a donat acestei comunități frumosul monument din fața școlii gimnaziale din Coșna. Noi îți mulțumim, domnule Dănuț Voinaru, pentru tot ce ai făcut pentru noi, te felicităm. Din partea noastră comunității din Coșna și a comunității din Coșna, vă mulțumim. Pentru că mă aflu la primul eveniment de acest fel, am să las pe domnul Paul Brășcanu să dea cuvântul vorbitorilor. Vă mulțumim. Vă rog să mă scuzați, eu am un asp alergic, de obicei am alergii la restricții și la tot felul de privațiuni. M-ați invitat, mă bucur că suntem astăzi aici, în ciuda unor timpuri destul de grele, dar evenimentul de astăzi nu putea fi trecut cu vederea și ar fi păcat să trecem ușor peste o lucrare care are să rămână în timp. Eu aș vrea să fac o scurtă prezentare a cărții și a autorului. Nu mă pricep să vorbesc prea bine, de-aia mi-am notat ca să nu bat câmpii. Majoritatea dintre dumneavoastră ați răsfoit cartea, știți despre ce e vorba. Eu o să spun câteva cuvinte care le-am considerat importante, în general din prefața cărții. Am avut onoarea să o scriu și mă bucur că domnul Dănuț Voinaru mi-a oferit această ocazie. Hai să încep cu povestea. Din momentul în care pășim în această lume și începem a ne forma ca oameni vom fi influențați și legați sufletește de un anumit areal. Satul natal, biserica botezului, școala, rubedenile după trup și după duh, datinile, tradițiile, obiceiurile, dascălii și colegii, prima iubire, prietenii și întreaga comunitate, vor fi pentru noi repere și valori fără de care nu avem legitimitate și demnitate pe orice trepte socio-umane ne-am afla și oriunde ne-ar purta destinul. Întreg universul se învârte pentru mine pe osea unei ulițe din marginea unui sat, spunea Octavian Paler. Universul domnului Dănuț Voinaru începe aici, din aceste locuri. A văzut lumina zilei la 1 martie 69 în comuna Doamna Candrenilor. Este fiul lui Ilarion și Floarea din Podul Coșnei, care l-au crescut și l-au educat în spiritul moral sănătoase a omului de la țară, crescut cu frică de Dumnezeu și în respectul pentru valorile morale ale acestui popor. După absolvirea școlii generale, pașii l-au purtat prin Botoșani, în Galați, unde s-a format ca subinginer specializat în procesarea și industrializarea laptelui, iar din anul 2007 lucrează ca subofițer operativ în cadrul ISU Bucovina, detașamentul de popieri din Vatra Dornei. Ziua bună se cunoaște de dimineață și omul de calitate se adeverește a fi asemenea unui pom bun, care prin roadele sale ne îmbogățește și ne bucură. Calitățile sale umane au fost descoperite de cei căror a fost coleg, părinte, vecin, prieten, soț și tată. Activitatea pe care o desfășoară acum plină de pericol și neprevăzut este pusă și ea în slujba semnelor săi, iar asta e o trăsătură definitorie a oamenilor ieșiți din tipare.
Un rod al muncii domnului Dănuț Poenar este și această lucrare, pe care a scris-o din inimă pentru această comunitate din care face parte, în care a pus și o parte din sufletul său mare. Scrierea acestei cărți a constituit o adevărată datorie a memoriei față de comunitatea în care a văzut lumina zilei și din care face parte. Din punctul nostru de vedere, acest demers scriitoricesc a reprezentat o adevărată necesitate științifică, deoarece există numai câteva scrieri cu caracter monografic și memorialistic al acestui areal, cea de față completând în mod fericit unele aspecte lipsă. Deci, întregind așadar imaginea fascinantă a acestor locuri de poveste. Știți dumneavoastră că domnul Dănuț Poenar a mers pe urmele unor oameni care au fost pionieri în acest domeniu, domnul Lăzurcă, domnul Cernat, familia Budnăriții, pe urmele dumnealor am mers și eu, m-au ajutat și ei la greu. Și e un lucru frumos că încerci să duci mai departe ceea ce au început alții înaintea ta, să încerci să perpetuezi un lucru bun. Timpul trece odată cu noi și lasă în urmă clipa de astăzi, care devine treptat trecut, apoi parte din istorie. Oamenii se trec și ei pleacă în mormânt cu amintirile, plăcute sau nu, despre un eveniment sau altul. Și dacă nu este cine să le spună, să le transmită, să le scrie, se vor pierde. O istorie scrisă este ceea ce rămâne, povestea comunității în care se deșiră viața noastră rămâne de multe ori o necunoscută, căci noi nu suntem în stare să percepem decât secvența în care viețuim, efemer. Domnul Dănuț Poenar e pasionat de lectură și de istoria acestui popor. Îl cunosc din 2012, când a participat la prima mea lansare de carte și nu l-am uitat de atunci. Nu l-am uitat din cauza că am avut tot timpul, a fost interesat de orice apariție de carte, de noutăți. Era un om care, într-adevăr, îl simțeai că, domnule, vrea să afle, vrea să învețe și vrea să facă ceva. Sunt multe sate și locuri în afară de Coșna, cu rădăcini mai puternic înfipte în istorie, care au asemănă cu lucruri mai grozave, cu tradiții, mai vechi, dar brazda de pământ sub care odihnesc oasele moșilor tăi, cred că e cea mai scumpă moștenire pe care o poți dobândi și pe care o poți prețui. Autorul nu este nici istoric, nici scriitor, ca și alții, dar dragostea pentru comuna natală și mai ales lipsa unor informații istorice din ceea ce s-a publicat până acum, l-au determinat să scrie, să facă un studiu despre trecutul acestei comunități, atestat în documente cu aproape 3 secole înainte. Deci, el face parte din cei conștienți de valoarea trecutului, care reușesc să vâslească în amonte, spre izvoare, spre sursă, pentru a ne aduce la lumină o istorie foarte interesantă a acestor locuri. A încercat să facă cartea într-un mod foarte echilibrat, fără ură, fără părtinire, fără judecată, fără păreri proprii, fără să nască istorii. Lucrarea nu poate să răspundă tuturor exigențelor. Este o încercare de a aduna, elabora, sintetiza informații valoroase. Este mai mult decât suficientă pentru cei pasionați. O foarte bună sursă, ori indiciu pentru specialiști. În ultimă instanță, indiferent de critici, trebuie remarcat că este scrisă de un nespecialist într-o manieră de excepție. De aceea am permis să afirm aici că această carte este și poate fi un foarte bun manual de alternativ pentru studiul istoriei locale. E un câștig pentru întreaga comunitate, care trebuie apreciat și exploatat ca atare. De exemplu, la orele din săptămână altfel, de către copiii din comună. Sunt adulți care nu știu multe lucruri și astea se pierd. Copiii sunt generația viitoare și ar trebui stimulați să-și cunoască rădăcini, să-și cunoască istoria. Cartea e scrisă într-un limbaj aparte, cu oarecare acribie și rigorozitate. E normal, e o carte de istorie, nu e o carte de povești, nu e folclor și etnografie.
De aia nu se poate zice despre ea că este o monografie completă, o monografie sub. Are caracter monografic, dar domnul Dănuț Păinaru a vrut să lase treaba asta cu etnografia, folclorul, cu altora specializați sau altora care vin după noi, să continui munca începută de el. Așa presupun eu. Lucrarea este structurată pe trei capitole mari, bine definite. Primul este aspecte cu privire la teritoriul și populația comunii Cosna. O prezentare generală a localității și a tipologiei specifice. Din astea, cadrul geografic, toponimile, urmele vechi, căile de comunicații, sunt câteva care pe mine m-au impresionat. La toponime o să găsiți explicat sensul toponimului Poiana Căsteilor. Foarte frumos, foarte frumos explicat, foarte frumoasă cercetarea pe bază de dovezi. La căile de comunicații, aici mă percep și eu, sunt publicate niște date și niște fotografii care nu, în premieră n-au mai fost până acum. Sunt niște dovezi că asupra primelor căi de comunicații, care au, primele drumuri, primele căi ferate care s-au construit în zona aceasta. Al doilea capitol, la istoricul comunii Coșna, are formarea satului, perioadele de la ocuparea austro-ungară, Revoluția la 1848. Aici iar am găsit niște chestii foarte interesante. Sunt date extrase din arhivele Austriei asupra unor evenimente care au marcat zona asta și oameni de aici au participat efectiv la ele. Și e bine să se știe, să se cunoască lucrul ăsta. Anii primului război mondial, cu tot ce a însemnat el, perioada sistemului totalitar, în care informațiile s-au ascuns, au răzbătut cu greu, mai ales când au fost vorba despre lupta celor care nu s-au supus regimului comunist. În acest caz, din fericire, firul istoriei a fost refăcut tocmai prin mărturie celor care au tăit și au supraviețuit acelor vremuri. Aici ce am analizat eu, e foarte bine, foarte bine structurat, foarte multe dovezi, foarte multe povestiri despre rezistența anticomunistă. Oamenii ăștia care au avut curajul și tăria să fie eroi în acele timpuri ar trebui pomenit mai des, ar trebui să aibă un boost undeva. Cel de-a treia și ultim capitol, activitatea economică, este o descriere a ocupațiilor tradiționale practicate de oamenii acestor locuri din cele mai vechi timpuri și până astăzi, care i-au determinat să se stabilească aici și să profite de ce le-a oferit natura. E normal, ca să întemeieze o localitate, închipuiți-vă că ai nevoie de un loc unde să te așezi, să ai o apă, să ai o pădure, să ai o paște, să-ți crești animale, că astea erau sursele de venit. Animalele îți asigurau hrana, pădurea îți dădea lemnul, pădurea era și alimentară, era și farmacie, era sursă de venit. Așa s-a dezvoltat, de la câteva case, s-a dezvoltat o comună foarte frumoasă, foarte bine pusă la punct și care, din ce am observat eu, merge pe o direcție foarte bună, mai bună ca altele, care au pretenții. Bibliografia cărții este foarte bogată, selectează izvoare folosite, tot felul de izvoare folosite la documentare, arhive, lucrări generale, o sumedenie de cărți, articole din publicații, manifestări, manuscrise locale și site-uri de internet. Lucrarea este ilustrată cu fotografii rare, provenite din colecții particulare, din arhive sau făcute de autor. Autorul a bătut toată zona, a făcut fotografii, a făcut o paralelă între ce a fost și ce este și a ieșit un lucru foarte bun. Nu mai spun de condițiile grafice în care e tipărită cartea. Are 750 de pagini, dar le parcurgi foarte ușor. E aerisită. Te ajută, te uiți, poți să o citești de trei ori. Prima dată te uiți la poze, a doua oară citești textul și a treia oară notele de subsol. Tot să rămâne ceva.
Nu mai spunem de interviurile care le-au avut Dănuț Poenaru la oameni care sunt niște surse extraordinare. Oameni la aproape 100 de ani, care sunt mai teferi ca noi, ca mulți dintre noi la minte, mult mai așezați și care țin... Deci sunt istorie, au istorie orală, ceva de... Și ar fi păcat să se piardă aceste mărturii. Domnul Dănuț Poenaru s-a gândit la chestia asta, le-a filmat, le-a înregistrat și o parte din ele sunt puse în cartea asta. Ce ar mai fi de spus? Îmi îngăduie să apreciez că matricea acestui fel de oameni de valoare din care se trage și familia lui Dănuț Poenaru nu va seca și va dăinui peste veacuri. Iar ei și opera lor minunată nu vor dispare niciodată în viața celor care îi succed, primind așadar răsplata pe care o merită. Amintește-ne de familia sa, doamna Daniela și Robert, că sprijinul care le-a oferit dumnealor nu-i menționat așa în carte. Dar numai ei știu cât au tras alături de autor. Știți cum? Autorul și-a oferit 4 ani din viață și-a neglijat familia. Familia l-a ajutat, l-a susținut și e un lucru foarte frumos. Numai cine nu a trecut în treaba asta sau cine nu știe ce înseamnă, poate trece cu vederea așa ceva. Eu nu pot. Apreciez totodată sprijinul oferit de comunitatea locală, fără de care această lucrare a fost ca o fată frumoasă și harnică, bună de măritat, dar cu zestre puțină. Așa-i. Muncești, cheltui timp, bani, resurse și ajungi cu cartea în mână și dacă nu, cu manuscrisul în mână și dacă nu se găsești cineva să-ți înțeleagă efortul, să te ajute, rămâi. Multul e altfel, astfel de efortul, să știți că s-au pierdut. S-au pierdut pentru că omul nu a avut bani și puterea financiară să o publice, să o facă publică. În cele din urmă, doresc să aduc un sincer cuvânt de felicitare autorului, pentru că după ani de cercetare își vede încununat efortul. A investit și a pus în acest proiect cele mai prețioase resurse de care dispunem noi ca oameni, timp, inteligență și suflet. În ce măsură demersurile sale reprezintă o reușită, rămâne la aprecierea cititorilor, unii dintre ei buni cunoscători ai prezentului și trecutului Comunei Coșna, așadar bogat spiritual, în contrast cu sărăcia care își ignoră rădăcinile, indiferent cât de avuți ar fi ei în provizoratul prezentului. Sperăm că cei care ne urmează vor ști să prețuiască trecutul și să pună pietre solide la timpul viețuirii pe aceste memorii. Vă mulțumesc! În continuare, aș vrea să dau cuvântul familiei Abudnăreței, doamnei Abudnăreței Paraschiva, unul dintre scriitorii prolifici ai Țării Dornelor, care, pe urmele care a pășit și domnul Dănuț Poenaru, are scrise mai multe cărți, niște monografii foarte bune, cărți de poezie, și pentru mine, familia Paraschiva și Ioana Bunăreței au fost oamenii care mi-au întins o mână de ajutor când am avut nevoie. Îi apreciez și încerc să le urmez și eu exemplu. Vă mulțumesc! Preacucernici părinți, domnule primar și onorată asistență, în primul rând, pentru că suntem încă în luna ianuarie, dați-mi voie să vă urez un an bun, mai bun în orice caz decât cel de anul trecut, cu reușite, cu bucurii și cu speranța că vom scăpa de acest inamic nevăzut care ne-a produs atâtea neplăceri anul trecut și care încă mai este printre noi. Noi am venit aici la invitația autorului și mulțumim foarte mult pentru invitație și vreau să vă mărturisesc că aveam mai multe motive de bucurie să fim astăzi aici. În primul rând că asistăm la o lansare de carte și apariția unei cărți noi, cel puțin după opinia mea, este întotdeauna un motiv de bucurie. Pentru că din orice carte, indiferent cât este de voluminoasă sau din ce domeniu este, avem ceva de învățat. Cu atât mai mult cu această carte nu este una obișnuită. Ceea ce a făcut domnul Dănuț Poenaru, cred că se înscrie în
într-o tendință care trebuie, zic eu, să fie chiar adâncit în zilele noastre. Nu trăim niște zile faste pentru poporul român. Sunt atâtea pericole care ne pândesc identitatea până la urmă. Nu spun vorbe mari. Trebuie să luptăm cu toții pentru a ne păstra ceea ce avem, pentru a păstra identitatea națională, pentru a arăta că suntem un popor care venim din istorie și care vrem să fim în prezent în istorie și să fim și în viitor în istorie. Ce trebuie să facem pentru asta? Iată ceea ce a făcut domnul Dănuț Spănaru. Să punem câte o cărămidă la particularizarea unor comunități care au avut ceva de spus în istorie, care au fost în mijlocul unor evenimente istorice. Și chiar o cărămidă a realizat domnul Dănuț Spănaru, sigur instigat de domnul Brașcanu, și sprijinit și foarte frumos, îi felicit pe amândoi. Ce ar mai trebui să facem? Iată ce vom face și cu ajutorul acestei cărți. Să ne cunoaștem foarte bine trecutul, să știm cine am fost, de unde venim, să ne cunoaștem prezentul și în felul acesta să ne asigurăm că vom fi și în viitor. Să ne păstrăm tradițiile, obiceiurile. Ați văzut că și anul acesta, datorită pandemiei, lucrurile s-au ascuns undeva și nu este bine, dar nu putem face altfel. Tradițiile, obiceiurile, eu știu, ceea ce ne este nou specific, să păstrăm valorile naționale, să păstrăm limba națională. Ne mai bucurăm foarte mult că noi suntem cumva, a spus aici domnul Paul cuvinte foarte mari și frumoase, suntem cumva la originea acestei idei de a prezenta zona aceasta, care a fost puțin cunoscută, deși este foarte interesantă. Și lucrul acesta a fost prin ceea ce am reușit noi să facem cu niște ani în urmă, în 2008, o monografie a Comunei, una sintetică. De fapt, specialiștii spun că monografiile nici nu trebuie să fie foarte voluminoase, trebuie să prezinte foarte concis tot ce înseamnă o comunitate locală, ca ea să poată fi citită mai ales de cei care locuiesc pe aceste meleaguri. Noi am avut foarte puțin timp la dispoziție și nici nu ne-am permis să facem mai mult. Dar ne-am exprimat atunci speranța că vor veni oameni mai tineri și interesați de acest domeniu al prezentării unei comunități prin cărți. Așa cum bine sublinia domnul Brașcanu, o carte rămâne, trece peste veacuri. Noi, ca oameni, suntem trecători, eu știu, ziarele, revistele, de asemenea, sunt publicații efemere. Și ne-am exprimat această speranță și am fost foarte, foarte, foarte bucuroși că s-a găsit cineva care să facă mult mai mult pentru cunoașterea trecutului acestei comunități. Și apreciez în mod deosebit ce a făcut domnul Păinaru. Este într-adevăr o muncă uriașă, știm ce înseamnă asta. Este foarte frumos pentru domnia sa că s-a gândit, a venit din conștiință această dorință să lase ceva pentru comunitatea din care s-a ridicat. Nu voi vorbi despre carte, a spus domnul Brașcanu cam ce trebuie, fi și alți vorbitori, probabil. Vreau doar să-l felicit din toată inima pe domnul Păinaru, să-i urez să urmeze acest curs, pentru că se vede că este un om interesat de lucruri foarte serioase și foarte importante pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce vom fi. Și să ne mai cheme la asemenea evenimente. Vă mulțumesc foarte mult! Îl invităm să se înscrie în asociația noastră de... N-am zis. Dar eu și domnul Paul facem parte din Asociația Scriitoarelor și Artiștilor din Țara Doamnelor. Este înființată în 2001 și este o asociație cu, zic eu, cu vizibilitate chiar la nivelul județului, poate și în afară. Și îl invităm pe domnul Păinaru să ni se alăture, pentru că poate vor fi timpuri mai bune și vor fi posibilități să,
să ne vedem, măcar așa cum reușesc să ne vedem astăzi, că părerea mea ne lipsesc asemenea întâlniri. Poate să fie toate rețelele de socializare, totuși faptul că te vezi în față cu omul, vezi reacții, poți comunica altă. Așa că, domnul Păinaru, sunteți binevenit. Domnul Păinaru, dacă doriți. Prea cu cernici părinți, domnule primar, membri ai Consiliului Local, stimați invitați, vreau să vă salut și să vă spun că sunt onorat să fiu invitat la această activitate. Prin faptul că am simțit așa că am preocupări comune cu domnul Dănuț Păinaru și am fost îndrăgostit la prima vedere când am văzut semnalul din ziarul Craiului, semnat de domnul Brășcanu și așteptam cu emoții să văd, să aud, să vedem cine este persoana, pentru că nu îl cunoșteam. Probabil că din vedere îl știu, dar nu știam exact cine e Dănuț Păinaru. Am ocazia acum să-l felicit din toată inima, alături de mentorul său, domnul Paul Brășcanu, că s-a văzut din primele litere de la ziar că ceva este și din Paul Brășcanu acolo. Și pentru asta trebuie lăudați amândoi. Referitor la cartea pe care se lansează astăzi, vreau să vă spun că în zilele noastre am lansat un război împotriva celor care vor să ne despartă de credință, de școală, de obiceiuri și ca urmare subliniez aici faptul că în cartea domnului Dănuț Păinaru se vede această, se materializează această luptă. Este o carte grea, o carte muncită, o carte care are câteva caracteristici pe care vreau să vi le spun. Face un elogiu muncii, ce este rar să întâlnim azi. Toți spun cum să fentăm munca. Ei, el este cel care spune să ne luăm la trântă cu ea. Ca să aduci o mare cantitate de informații, așa cum cuprinde acest volum de 700 și ceva de pagini, înseamnă o muncă titanică. Trebuie să ai voință, trebuie să ai calitate și trebuie să știi unde vrei să ajungi. Că toți pornesc, dar puțin ajung. Unii din diverse motive, unul spune că, domnule, n-am mai putut, altul nu m-a ajutat nimeni, altul zice, nu am fost criticat. Păi normal, că nimeni nu o să-ți ridice o statuie pe loc. Deci trebuie să te lupți până când să îndeplinești obiectivul pe care l-ai propus. Dacă îți vei propune mai multe obiective, vei realiza câteva din ele, dar dacă nu îți propui niciun obiectiv, nimic nu vei rezolva. Are o altă calitate această carte. Orice faptă, orice eveniment, orice stare a lucrurilor, merge cu ele până la extrem de multe detalii. Nu face numai o semnalare acestora, ci dimpotrivă le desfășoară pe înțelesul tuturor. De aceea afirm aici cu convingere că cine va citi această carte, că este academician, că este funcționar, că este elev, va înțelege perfect ce a vrut să spună autorul. Pentru că mulți ne fac trimiteri, zice, vezi opera cu tare, vezi opera. Nu. El și-a luat, de exemplu, o ocupație specifică localității și a dus-o acolo până când a înțeles fiecare unde s-a desfășurat, cât s-a desfășurat, cine a participat și cât a continuat. E un lucru extrem de important. Are un limbaj accesibil. Poți să-l înțeleagă oricine. Cine știe să citească, citește cu mare atenție și va înțelege perfect ce a vrut să spună autorul. Subliniez din nou, rolul lui este că această carte va rămâne și înaintașii vor fi pomeniți purure. Din întâmplare sau din obligații sau din plăcere se vor găsi tineri care vor deschide cartea și vor spune oare ce a fost în comuna noastră cu Coșta. Având în vedere cât de complexă a fost situația comunei care a aparținut la două imperii, normal că și greutatea
căutării documentelor și a rezolva problema capitolelor pe care și le-a propus a fost mai grea. Deci, trebuie subliniat încă o dată meritul autorului. E una să ai o comună care a mers liniar alături de celelalte localități și alta când părți din localitate aparțineau Transilvaniei, Ungariei, celelalte aparțineau Imperiului Austriac. Confluența între cele trei mari identități teritoriale, Regatul României, Imperiul Austriac, ungurii din partea cealaltă și la un loc trebuie să faci o carte care să arate unitatea localității. Acest lucru l-a realizat domnul Poenaru. Eu mă opresc aici pentru că la capitolul istoria localității am fost îndrăgostit de multă vreme de aceste locuri pentru că le-am cunoscut din punct de vedere al serviciului pe care îl desfășuram, mă refer din punct de vedere geografic, a doua, prin documentările pe care o trebuie să le facem pentru celelalte monografii, vrând nevrând, o trebuie să studiem zona în ansamblu și ca urmare, de fiecare dată mi-a strânit un interes deosebit. Închei prin a îndemna pe cei care vor să știe câte ceva despre Comuna Coșna și vor avea, spre surprinderea lor, vor avea ce știe, ce afla. Felicit din nou autorul și mentorul său. Felicit primăria și Consiliul Local care l-au sprijinit cu date, informații și așa mai departe și toți cei care au putut da câteva date referitoare la trecutul atât de frumos al acestei localități și a locuitorilor acesteia. Încep prin a cita patru versuri din poezia Toamna de Rainer Maria Rilke. Noi toți cădem, mâna de colo cade și altele, și altele, rând pe rând, dar este unul care ține în mână căderea asta nesfârșit de blând. Eu zic că acel unul ne-a creat ocazia ca să ne putem întâlni astăzi, să putem afla ceva frumos care s-a încăpuit aici la Coșna. Despre carte, sincer, eu am aflat acum de vreo 2-3 săptămâni, am citit cam 200 de pagini, am răsfoit-o, promit că o să o citesc. De fapt, alte vorbitorii mei au prezentat-o mai pe larg, dar vreau să spun că se înscrie activitatea domnului Dănuț Poenaru alături de alți fii ai satului, cum este Florea Mihail, care a donat bustul lui Eminescu aici în fața primăriei și a domnului Borcovan Dumitru, preotul, tot din această comună, deci avem trei realizări foarte frumoase și să dea Dumnezeu să fie și altele pe rând. Și vreau să spun că acțiuni deosebite au mai fost aici pentru locuitorii Coșna, unele poate sunt trecute în carte, altele nu. O întâlnire cu fiii satului, că astăzi am găsit asta, e ceva, cum să spun, în 1987, uitați-vă, în 1987 a fost întâlnire cu fiii satului aici la Cămin și pe terenul cultural, pe terenul de sport, organizată de școala Coșna. Mulți dintre dumneavoastră erați pe atunci tineri, mici, alții poate nu erau. Așa. Acțiunea făcută de actuala directoare a școlii, 80 de ani de școală nouă, acum 3 ani, parcă nu, așa. Festivaluri, cum au fost cele care au fost până acum, Fructelor de Pădure, concursuri artistice și sportive, întâlniri la hotar pe care le făceam noi cu elevii, deci mă refer mai mult la activitatea cu elevii. Eu am mai avut așa niște notări, niște poze, n-am știut că apare cartea, că eu sunt domnului Dănuț Poenaru. Amintea undeva aici de care rezervații, cum este rezervația de la Cucureasa, unde era destinată Facultății de Silvicultură din Brașov. Tot așa vreau să vă amintesc, nu știu dacă este în carte sau nu, că de pe Valea Bancului se trimitea lemn de rezonanță pentru viorile de la Reghin. Și am avut chiar o poză, nu o mai găsesc acum, unde era Ivan Marcu, care era manipulant pe bancul și tatăl meu, Petru. Și aveam o poză acolo și
i-au arătat cum aleg lemnul de rezonanță pentru viori. Ca zone protejate, cum este Turbăria, dar la noi nu s-a făcut exploatarea Turbăriei, dar vreau să spun că la Poiana Stampei noi frecvent mergeam cu elevii, făceam practic acolo, poate dintre dumneavoastră ați fost, ați mai și înjurat, v-am pus în clasă. Deci erau angajați oameni care să făceau cărămizile acelea, iar cu elevii le credeam sub formă unor piramide, care stăteau la uscat acolo o perioadă de, și apoi era, nu știu, măcinatul, trimis și așa mai departe, nu știu altceva. Tot referitor la obiceiurile satului, am văzut că este bine tratat în, în lucrare, nu în monografie, despre botezuri, nunți, mormântări, ore și hramuri. Am o poză cu o horă de la hram de la Poducoș. Am să vă arăt sau vă dau domnului Păinaru. Ce-ar mai fi de spus? Că este o lucrare, așa cum au spus și ceilalți vorbitori, aproape s-o aduce ca lucrare științifică și este foarte... Te impresionează de la prima. Prezentarea grafică și inclusiv coperta este deosebită. Spunea domnul Grașcanu că ar fi bine să se copiii la școală. Se poate face exact cum spuneam săptămâna în școală altfel sau cum e obligatoriu să faci cercuri de pe obiecte, că nu ajung orele, nu știu ce, a face un cerc de istorie în care elevii să studieze. Poate și asta. Altceva ce aș mai spune, după ce am să o citesc toată, să spun mai mult probabil. Acum, o întrebare pentru autor. Deci, ai făcut acolo trecut și prezent. Te-ai gândit și la viitor, cam cum arăta scos, dar ai o perspectivă sombră sau optimistă? Nu știi încă, dar poate te gândești să prezenți ceva și pentru... Da, o incertitudine, da. Așa. Și ca o apreciere pentru autor, ce spunea Aristotel, cel mai bun este acela care face ca virtutea să folosească nu numai lui însuși, ci și altora. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! O să rog pe doamna director Ofelia Lunzi să ia cuvântul. Din ceea ce știu eu, din bucătăria cărții, dumneavoastră a avut un rol foarte important și a oferit un sprijin exact când a fost nevoie, alături de Consiliul Local, primar. Au fost oameni care au pus numărul să se facă ceva în comuna asta și vă felicit. La mulți ani tuturor și să fie și bun. Coșna file de istorie, o istorie a Coșnei scrisă de un coșnean, adică din suflet. Și o istorie a Coșnei scrisă din pasiune proprie. Nu are cum să nu iasă ceva bun, ceva extraordinar. Pentru mine personal, această carte este un dar. Și nu numai pentru mine, pentru întreaga comunitate. Este o realizare extraordinară și am să explic de ce. Noi am crescut sub educația comunistă, în care educația patriotică era foarte accentuată. Noi eram mândri că suntem români. Nimeni nu mai era ca noi. Occident, ăia care dorm pe sub poduri. Eu atât știam despre Occident. Acolo sunt care dorm pe sub poduri. Ce bine este la noi. Sigur că nu era chiar așa. Dar acum, tânăra generație, ce se întâmplă cu ei? Le este rușine că sunt români. Și este tot o minciună, pentru că nu are de ce să ne fie rușine. Dar tot ce se întâmplă în lume, tot ce se întâmplă pe rețele de socializare, tot ce se discută în familie și mai ales în mass media, asta îi face pe copii să se simtă handicapați că sunt români. Înainte, puțini români care reușeau să treacă granița, se realizau, auzeam de ei, auzim de ei. Sunt mari
cercetători, oameni de știință, da? Puțini, dar ei plecau din start cu un atu, sunt român, sunt cineva. Acum câți pleacă? Mulți. De câți auzim că s-au realizat? Nu prea. Pentru că ei nu pleacă acolo ca niște oameni ca și ceilalți, pleacă așa, băi, eu sunt român. Și foarte trist și foarte nedrept și neadevărat până la urmă. Nu suntem perfecti, nu suntem cei mai buni, dar nici așa. Cei mai răi. Și atunci, această carte, iată, este un instrument extraordinar de binevenit, prin care să insuflăm copiilor din nou respectul față de noi înșine, imaginea noastră față de noi înșine, bazându-ne pe ce a fost, pe sursa din care venim. Deci este neprețuit acest volum pentru viitorul acestei comunități. Pentru mine este o dorință și o datorie. Nu să-i pun pe copii să citească, să simtă pedepsiți, ci să povestim împreună și ei să învețe din nou să iubească aceste locuri și țara noastră și noi toți. Deci, pentru mine este minunat. Este un punct de plecare spre viitorul ăla mai bun pe care toți îl dorim și nu știm cum să-l accesăm. Port în inimă de mulți ani un mesaj. Dragi coșneni și onorați invitați, nu prea-l fac public, dar am să-l spun acum. Aici, la Coșna, și în întregul bazin al Dornelor, aici, în căușul munților, unde cu adevărat putem spune că e un colț de rai. Și cu adevărat, parcă suntem protejați de aripa lui Dumnezeu. Aici, noi putem trăi frumos, oricum. Pentru că nu știm ce vremuri vor veni. Nimeni nu vrea să fie rău, dar nu știm. Profeții sunt. Dar aici, noi avem posibilitatea să alegem, ca și comunitate, ce viață să trăim. Și avem exemple. Și în aceste filii de istorie găsim exemple dinaintașii noștri, bunici, străbunici de-ai noștri, care au preferat să moară liber decât să trăiască sub jug. Nu spun că trebuie să murim, Doamne ferește, dar spun că suntem avantajați prin locul în care ne aflăm să putem alege, să trăim frumos. Ce înseamnă a trăi frumos? Acum mulți înțeleg, mulți tineri, din păcate, înțeleg că a trăi frumos înseamnă să dormi cât vrei, să nu muncești, să ai tot ce trebuie, dar nu asta. Și în file de istorie găsim ce înseamnă a trăi frumos. A face ce trebuie, când trebuie, cu drag, cu plăcere, a te bucura de ce faci, cât de simplu ar fi. Pentru că, într-adevăr, bătrânii erau fericiți, erau liniștiți, erau veseli și munceau. Am putea noi oare să mai muncim cum se muncea pe vremuri, dar trăiau frumos. Și asta aș vrea să învățăm pe copii, că aici ei pot să trăiască frumos. Ce înseamnă frumos? Și avem acum cu ce? Avem de unde pleca. De asta eu consider că e atât de importantă această carte. Așa, nu vreau să mă exprim, eu știu, nefericit, dar așa, parcă o văd ca pe o Biblie a Coșnei. Un izvor de putere pentru viitor și pentru generația care vine. Domnule autor, eu am să-i spun Dănuț, pentru că noi am fost colegi de clasă. Da, și să știți că
eram pasionați de istorie încă de atunci, că trageam niște lupte istorice din Roma. Da. Mi-a spus că nu știe să scrie cărți. Acum, pentru cine nu știe să scrie și o propoziție, e greu să o scrii, pentru că până găsești cuvântul ăla care se spună, deci este greu și toți cei prezenți știu ce spun. Să ajungi la atâtea sute de pagini, vreau să spun, chiar te pricep. Și doresc acesta să fie un început. Este minunat ce ai realizat și o spun cu toată sinceritatea, nu vreau să, nu știu cum, cred că se simte că nu-i fals. Deci este extraordinar ce ai realizat și este extraordinar, domnule primar, și că ați scos la lumină această realizare. Și va fi de folos. Va fi de folos și poate va fi punctul de plecare într-o schimbare pe care suntem nevoiți, poate, să o facem, nu neapărat în cele materiale, dar mai ales în inimă. Că de acolo pleacă toate, inclusiv fericirea. Nu știu ce trebuie să mai zic, dar ce să zic, e un motiv de bucurie și chiar sunt bucuroasă și să fim sănătoși și voioși. Și așa cum spune adesea domnișoara secretară Mariana, mai multă credință și toate vor fi bune. Vă mulțumesc foarte mult. Ați punctat foarte bine. Citeam într-o carte, parmise în Confesiunile unui asasin economic, zicea acolo, dacă vrei să distrugi un popor, îl bagi în datorii, adică pui niște oameni corupți la butoane, îl dezbini, adică îi distrugi credința și spiritul patriotic și îl prostești. Îi termin cultura. Cum putem preveni astea? Gândind mai mult și prin acțiuni de genul ăsta. Acum, aș vrea să dau cuvântul autorului ca să nu-și uite ideile, îl văd foarte emoționat acolo, îi tremur în asta, și după aia o să mai ia, cine o să mai vrea, o să mai ia cuvântul din sală, îl puteți critica, puteți să vă dați cu părerea, tot e o întâlnire de frisă și fiecare are dreptul să spună orice gândește. Da. Stimați invitați, dragi coșmeni, în primul rând vreau să mulțumesc invitațiilor mei speciali pentru cuvintele adresate. În continuare voi încerca să prezint cât mai pe scurt cum am ajuns la ideea de a scrie această carte, să dau câteva exemple privind modul în care am structurat-o și să spun care este scopul ei. Pentru a răspunde la întrebarea ce m-a determinat să scriu această lucrare, ne vom întoarce puțin în timp și anume până în perioada 2006-2008, când familia Butnăriței, Paraschiva și Ioan, respectiv domnul profesor Ioan Cernat, publică primii monografiile Poiana Stampe și Coșna. După cum bine știm, doamna Paraschiva este de origine din Poiana Stampe. Și bunica era de aici. Da, Coșneancă. Și iar ultimul, monografia Comunei Dorna Candreniului. Domnul profesor Ion Cernat este de origine din județul Bacău, dar are domiciliu de peste 50 de ani în localitatea Vama, județul Suceava. Mărturisesc că până la apariția acestor monografii despre trecutul zonei noastre, zona Dornelor, în afară de câteva articole apărute în diferite publicații, citisem un singur volum. Este vorba despre studiul monografic Ținutul Vatra Dornei, scris de domnul Gheorghe Cepața, de origine din Neagra Șarului, așa, volum apărut în anul 1993.
De existența primei monografii a Comunei Coșta, apărut în 1962 și scris de regretatul inginer Silvic Ion Lăzurcă, am aflat prin anii 2004-2005 dintr-un articol semnat de doamna profesoară Ofelia Arvinte, director al școlii gimnaziale Coșna, însă abia la începutul anului 2018 am reușit să o obțin și să o studiez. După cum am spus și în lucrare, studiul celor trei monografii apărute în perioada 2006-2008 mi-a trezit interesul deosebit pentru trecutul comunei, pentru trecutul zonei, dar în mod special pentru trecutul Comunei Coșna. Vreau să adaug că tot în această perioadă, mai precis în anul 2007, am obținut un serviciu cu un program de lucru în așa fel structurat încât am beneficiat de mai mult timp liber. Mare parte din acesta alocându-l pentru căutarea de alte materiale și documente cu privire la istoria zonei, însă fără intenția de a scrie. Nu aveam... Așa am început să aflu informații noi, atât despre zonă, cât și despre comună, când la un moment dat, după cum a spus și domnul Paul Brașcan, în toamna anului 2012, am cunoscut un om deosebit, pe domnul Paul Brașcan, autor a mai multor lucrări. Care au adus importante contribuții la cunoașterea trecutului zonei. Aici mă refer la construcția de căi ferate, la plutărit, la multe detalii uitate sau ascunse din primul război mondial, dar și altele. După ce mi-a aflat pasiunea, a început să-mi pună la dispoziție lucrări, documente și o mulțime de fotografii, iar după ce am început să caut documente și în arhive, a insistat ca informațiile noi despre comună să le aștept pe hârtie. Chiar ăsta e citat. Să le aștept pe hârtie. Neavând studii de specialitate, sau e experiență în arta scrisului și știind că orice lucrare aș scrie și oricât de documentată ar fi, nu poate mulțumi pe toată lumea, mi-a trebuit ceva timp să accept această idee. La început m-am gândit să scriu 4 capitole, și anume, toponimele Comunei Coșna, căile de comunicație și evoluția lor, mă gândisem la teritoriul comunei în conflictul de hotar cu bistrițenii, iar cel de-al pastorului, mișcarea de rezistență în Comuna Coșna. Și să le așez într-o carte pe care vreau să o intitulez Contribuții documentare la monografia Comunei Coșna, deci întocmită de către familia Burnăriței. Dar ulterior, datorită volumului mare de informații noi aflate din lucrările studiate, din arhivele și cronicile locale, a documentelor de la direcțiile județene arhivelor naționale la Bistrița și Suceava și a celor din București, am reușit să scriu lucrarea de față, mult mai amplă și documentată, în care toate cele 4 capitole amintite anterior le-am introdus acum, însă ca subcapitole, alături de alte 26, în 3 capitole noi. Și nu mai discutăm asupra lor. Domnul Paul Brașcanu a vorbit despre ele. Am conceput lucrarea în așa fel ca fiecare locuitor din teritoriul actual al comunii să-și poată cunoaște trecutul, chiar dacă au fost perioade în care
porțiuni din comună au făcut parte din provincii istorice sau chiar entități administrative diferite. Aici mă refer la mutarea abuzivă a graniței dintre Moldova și Transilvania spre Moldova de la sfârșitul anului 1769, când mare parte din suprafețele actualelor comune Coșna și Cârlibaba au trecut la Ardeal, la acel moment în cadrul districtului grănicelesc al Năsăudului. Datorită acestei mutări a graniței, Cătunul Todășcani, cum s-a numit Coșna la început și întemeiat la 1735, mai precis, suprafața actuală a comunei a fost divizată în două teritorii, pe care, dacă le raportăm la cele 5 sate care o alcătuiesc acum, avem teritoriul comunei, care a aparținut de Transilvania între 1769 și 1926 și Ungaria între 1940 și 1944, teritoriul care cuprindea satele actuale Coșna și Teșna integral, la care se adăuga parte din satul actual Valea Bancului, adică mai precis, partea dreaptă a satului Valea Bancului. Cel de-al doilea este teritoriul comunei care a aparținut de Moldova până la 1775, de Bucovina între 1775 și 1918, iar după Marea Unire, România. Până la apariția acestei cărți, datele istorice despre comuna Coșna au fost prezentate sumar în cele două monografii întocmite. Este vorba despre monografia domnului Răzurcă din 1962 și a familiei Butnăriței, Paraschiva și Ioan din 2008, doar pentru teritoriu, deci eu mă refer pentru perioada 1769-1926, doar pentru teritoriul comunei care a aparținut de Transilvania, adică deținutul Năsăudului. Pentru a afla trecutul istoric din aceeași perioadă a comunității din teritoriul comunei care a aparținut de Bucovina, locuitorii coșneni sau alți doritori erau nevoiți să studieze atât monografia comunei Dorna Cantrenului, cât și monografia comunei Poiana Stampei. Întrucât până în 1956, satul Podul Coșnei, cu partea de sat Valea Bancului, așezat deci în stânga râului Coșna, au aparținut de comuna Dorna Cantrenului, iar satul Românești a aparținut de comuna Poiana Stampei, tot până în acel an, tot până în 1956. Din acest motiv am considerat important sau necesar ca trecutul istoric al comunei să fie prezentat de această dată pentru ambele teritorii, structurat pe capitole în funcție de principalele evenimente istorice, prezentarea făcându-se separat pentru fiecare teritoriu în parte. Aceasta e și explicația pentru așa o lucrare de voluminoasă. Cartea e o sumă a tot ce a ceea ce s-a cercetat și scris până la acest moment despre istoria comunei și o consider ca un omagiu adus tuturor generațiilor de coșneni care s-au succedat de-a lungul timpului pe teritoriul acesteia, începând cu cea care a pus bazele Cătunului Todășcani din deceniile 3-4 ale secolului al XVIII-lea și până la generația de la mijlocul secolului 20. Pentru a fi mai convingător, m-am străduit să introduc cât mai multe fotografii, multe din aceste inedite și consider eu bine realizate. După cum spunea cineva, nu am făcut altceva decât să aduc trecutul în prezent și să-l lansez în viitor. Am făcut acest lucru cu dorința și speranța că locuitorii, cât mai mulți locuitori ai comunei, să-și cunoască trecutul.
și în mod special de cei tineri. Istoria comunei trebuie cunoscută pentru ca și generațiile viitoare să știe care ne sunt rădăcinile, ce au făcut înaintașii și care a fost contribuția lor la dezvoltarea comunității. Cu siguranță nu poate răspunde tuturor exigențelor, însă, după cum spunea și domnul Paul Brașcanu, lucrarea este mai mult decât suficientă pentru cei pasionați și iubitori de istoria locală și sper să placă tuturor. Totodată mai sper că cititorii vor îngădui anumite greșeli atunci când le vor găsi, iar acest lucru să fie un îndemn pentru alții mai elaboroși și mai înzestrați în arta scrisului. Aș dori ca aceștia să se ivească tot din locuitorii comunei noastre pentru a prezenta cu obiectivitate adevărul întreg într-o chestiune atât de vastă și de complexă. În încheiere trebuie să spun că sunt dator cu câteva seturi de mulțumiri pe care doresc să le transmit într-o anumită ordine și de aceea primul va merge către familia Butnăriței Paraschiva și Ioan, respectiv către domnul profesor Ion Cernat, pentru documentarea, redactarea și editarea monografiilor comunelor Coșna și Poiana Stampei, respectiv Dorna Cantrenilor, din perioada 2006-2008, cele care mi-au trezit, după cum am spus, cele care mi-au trezit pasiunea pentru cunoașterea trecutului zonei. Mulțumiri îi adresez și domnului Paul Brașcanu, cel care m-a îndemnat să scriu, cel care mi-a pus la dispoziție lucrări, documente și fotografii, cel care a realizat coperta, prezentarea grafică și cu ajutorul căruia am introdus fotografiile, cel care m-a primit cu căldură și ospitalitate de nenumărate ori, aici având un important aport și soția domnului, doamna Otilia Brașcanu, căruia îi mulțumesc din suflet. După cum probabil ați sesizat, domnul Paul Brașcanu a fost principalul meu sprijin la realizarea acestei lucrări. Următorul set de mulțumiri îl transmit domnului profesor dr. Adrian Onofreiu din Bistrița, cercetător la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud, pentru sprijinul care mi l-a oferit la instituția unde desfășoară activitatea, indicându-mi fondurile de arhivă utile, uneori chiar dosare cu documente despre Comuna Coșna, mi-a recomandat și pus la dispoziție numeroase lucrări de specialitate. Ce să mai spun? Și nu de puține ori mi-a explicat cu răbdare unele aspecte care nu mi erau clare. Mulțumiri le adresez și doamnelor profesoare Ofelia Arvinte și Dorina Paicu din Coșna, respectiv din Poiana Stampei, directori ai școlilor gimnaziale din cele două comune, pentru amabilitate și punerea la dispoziție a arhivelor aflate în instituțiile de învățământ pe care le conduc. De asemenea, un set de mulțumiri adresez întregului personal al Comunei Coșna, la care am apelat de nenumărate ori. A fost un abuz. Așa, care mi-a pus la dispoziție atât, bineînțeles cu acordul domnului primar Gavril Parteu, atât arhiva primăriei, cât și date sau informații punctual cerute. Nu trebuie uitate nici zecile de persoane, majoritatea din comună, dar și din alte localități, care au contribuit cu informații și sau fotografii, dintre aceștia evidențindu-se doamna Aurelia Todașcă,
din satul Teșna, în vârstă de 97 de ani, aceasta fiind cea mai în vârstă persoană din comuna noastră. Domnul Aurelian Ivan, din satul Teșna, în vârstă de 93 ani. Doamna Silvia Poenaru, din satul Valea Bancului, în vârstă de 91 de ani. Domnul Iovu Todașcă, a Iustin Moldovan, din satul Coșna, în vârstă de 90 ani. Și domnul Silvestru Todașcă, din satul Coșna, în vârstă de 84 de ani. Acesta, din urmă, fiind cunoscut de localnici sub numele de Tucul lui Victor Învățătorul. Se cuvine a fi adresate mulțumiri și pentru cei care au făcut posibile publicarea cărții. Aici mă refer, pe de o parte, la domnul primar Gavril Pardău și la foștii consilieri locali, iar pe de altă parte, la Asociația Cultural-Umanitară Speranța din Coșna, reprezentată de președintea acesteia, Alina Maria Arvinte. Un set de mulțumiri adresez familiei mele pentru sprijin, răbdare și înțelegere pe care nu de puține ori am neglijat-o. Deci am înregistrat domnul Paul Brașcanu. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor celor de aici pentru disponibilitate. Mai trebuie fixată asta. Care v-ați rupt din acest timp care nu mai ajunge și ați onorat cu prezența lansarea acestei cărți. Vă mulțumesc! Noi, cei care astăzi suntem prezenți, vă felicităm din tot sufletul, din partea bisericii, din partea celor care au cunoscut mulți dintre cei pe care ați evidențiat în cartea aceasta, mulți care au trecut din lumea aceasta în cea viitoare și care ne așteaptă de fiecare dintre noi, cunoștința și recunoștința rămâne ca în sufletul dumneavoastră, nu numai celor care, iată, sunt de prezenți, ci celor care vor veni mai departe. Vă mulțumim din tot sufletul pentru cei 4 ani pe care i-ați întâlnit în oborul culturii. I-ați consolidat prin atribuțiile de formare de scriitor și mai departe vă rămâne să duceți această ștafetă și să o predați celor care vor face mai departe. Iată, acea scrisoare de mânare a faptelor celor care au fost în Coșna. Ca o precizare a ceea ce reprezint, este că fiecare coșnean, fiecare care a trecut pe aici, în satul nostru, pe terenul acestea, nu și-a schimbat niciodată credința. Chiar dacă au fost și câte 4 credințe diferite, și-a păstrat cu multă sinceritate și cu multă evlavie credința ortodoxă. De aceea trebuie să le mulțumim pentru nădejdea și curajul pe care ni l-au dat și noi să păstrăm mai departe, dându-l cadou celor care vor veni după noi. Vă felicit o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze înțelepciunea cu care ați lucrat, posibilitatea de care ați dat dovadă în toate lucrările, pentru că au fost mai multe lucrări pe care, cu sinceritate, le-ați scris și le-ați evidențiat aici, în cartea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze familia, pentru că reazmul principal este familia pe care noi, cei care poate de multe ori o neglijăm, face parte din inima și sufletul nostru. Vă doresc putere pe mai departe și să conducem așa, iată, cuvânt cu cuvânt, posibilitate cu posibilitate, părindul acesta al culturii, aici, în familia Coșna. Mulțumesc! Se vede că omul s-a format în armată și faptul că a avut o disciplină
și a impus-o, i-au impus-o superiorii și și-a pus-o în sufletul lui și prin această disciplină a scos și acest operă monumentală pentru Coșna. Desigur că mă uit pe la carte, nu cunosc, doar nu m-am citit pe Facebook cu vreo două luni înainte, Coșna fiind de istorie și m-am bucurat enorm de mult și iată că astăzi mă bucur de plin că particip la acest eveniment. Și sper ca să o pot și studia, să vedem ce a scris domnul Dănuț despre și cum a surprins sufletul coșneanului și activitatea lui. Am văzut acolo multe activități care nu mai sunt astăzi în Coșna, sunt rase de pe fața pământului. Desigur că mă duc cu gândul în Scriptură, acolo ne se înfige preotul întotdeauna. Când Sfânta Elisabeta a rămas însărcinată la o vârstă târzie, mama Sfântului Ioan Botezătorul, și când a aflat vestea, a zis, a ridicat Dumnezeu între oameni, între neamuri, în josirea mea. Adică cel care nu avea prunci era înjosit. Cred că, parafrazând acest text, sunteți cel care veți ridica și ați ridicat și veți ridica de acum încolo între neamurile lumii și mă refer la cei occidentali care ne înjosesc, veți ridica această înjosire care o pun alții în mod voit. Și cu un îndemn către doamna director, să faceți cartea aceasta obiect așa de studiu pentru fiecare tânăr din Coșna, pentru că de ce spun, am văzut zilele acestea, nu știu dacă ați văzut, la TV, o familie din Suedia, m-a mișcat foarte mult, profund, părinții lucrau acolo, angajați, copilul era la școală și un scriitor, o scriitoare de acolo, o mică cărțulie, care se intitulează Copiii căpșunarilor din România. Și, culmea, ministerul de acolo a dat-o spre studiu pentru toată Suedia. În loc să dea literatura lor și alte lucruri care interesează. Deci, iată, vedeți cum ne înjosesc alții. Și acest copil, când a citit cartea până la pagina 6 sau 8, le-a spus părinților, nu am mai putut citi ceea ce era scris acolo, a spus, mergem în România, pentru că dacă mai rămânem aici, eu mă sinucid. Deci vă dați seama cum a simțit un copil. Și ridicarea noastră este aici, în țara noastră. De aceea trebuie să studieze copiii Coșnei și toți, ca să înțeleagă, poate, pentru viitor, că nu numai dincolo, ci aici trebuie să înălțăm țara și neamul și credința și toate celelalte. Multe n-am de spus, decât numai să vă felicit. Sunteți un creștin extraordinar, sunteți un familist. Dacă n-aveați liniște în familie și înțelegere, nu scriați această carte, nu eram astăzi aici. Deci felicitări pentru toată lumea. Pentru cei care ați sprijinit, văd că o relație frumoasă între Poiana Stampi și Coșna, așa cum a existat dintotdeauna, să dea Dumnezeu ca să întregiți această susținere și să vă găsim cu toții veseli și frumoși în această localitate. Și eu, ca preot satului, nu am decât să mă plec în fața acestei lucrări și în fața autorului și toți care ați contribuit. Să fiți sănătoși! Domnule Păinaru, felicitări pentru realizarea dumneavoastră, File de istorie, 700 și vreo 40 de file de istorie. Care din demersurile de documentare pentru această carte a fost cel mai anevoios? Acela de a structura din lucrările scrise până acum despre subiect sau discuțiile cu bătrânii satului care v-au împărtășit atât de multe din ceea ce ați scris în această carte care, iată, astăzi a fost lansată? Ce să spun, toate au fost dificile, dar mai dificile, să spunem, din toate, au fost cele de la arhive,
arhivele, de la direcțiile județene arhivelor naționale, și aici mă refer că Comuna Coșna, făcând parte, cum am spus, din teritoriul de aparținut și de Transilvania și de Bucovina, în Bucovina găsește în limba germană, din coace la Transilvania în limba maghiară, multe probleme am făcut, chestii de traduceri. Astfel, alte din lucrări care le găsim, deci nu a fost așa dificil, cum ați spus dumneavoastră, de la locuitorii din zonă, nu, a fost mai, să spunem, mai ușor. Dar asta cu documentele din arhivă scrise în limba germană, respectiv maghiară. Astea au fost cele mai dificile. Cât a durat întregul demers? De la idee și până când ați ținut în mână primul volum? Da, am înțeles. Demersul. Eu, cum am spus, în 2006-2008 au apărut monografiile comunelor Poiana Stampei, Coșna și Dorna Candrenilor. Studiul acestora mi-a trezit așa interesul pentru cunoașterea trecutului zonei, dar efectiv nu m-am gândit, am început să cercetez, să caut, să adun materiale, însă fără intenția de a scrie. La insistența domnului Brașcanu, și el a insistat într-adevăr de mai mult timp, eu știu, de vreo 6-7 ani, să spun. Dar mi-a trebuit ceva timp, că neavând de experiență, așa, și am zis că era ceva pentru, doar pentru mine, pentru atât, pentru mine. Și la insistența lui, de anul ăsta s-ar împlini 5 ani de când am început să scriu. Și vă spun cinstit, neavând înclinație în arta scrisului, am întocmit-o, am avut deci laptop, am întocmit-o pe hârtie. Pe hârtie. Am acasă totul și foarte, foarte dificil când nu ai înclinație în arta scrisului și nici a vorbitului. Dacă stau liniștit așa, e simplu. Când cu public și cu așa, emoțiile își spun cuvântul.